I s-a spus anul sfânt al românilor, anul întregirii sau al celor trei uniri. În 1918, visul românilor s-a împlinit în etape. Pe 27 martie, înainte de sfârșitul războiului, Basarabia s-a unit cu regatul României, redus atunci la zona Moldovei. Pe 28 noiembrie și Bucovina a revenit la patria mamă. Transilvania, unde românii reprezentau două treimi din populație, a decis unirea cu țara pe 1 decembrie, la Alba Iulia. Din 1990, cele trei uniri sunt celebrate pe 1 decembrie, devenite Ziua Națională a României. Dar până atunci, rememorarea actelor de la 1918 a avut un parcurs sinuos, adevărul istoric fiind filtrat de fiecare regim politic. Dacă răsfoim presa vremii, vom vedea ce și cât de des s-a scris despre uniri din anul înfăptuirii și până în 1989 și cum au fost marcate aceste evenimente în democrația interbelică, în deceniul crizei românești, încheiat cu dictatura carlistă, și în comunism. Eu cred că momentul interbelic al presei românești este momentul de maximă expansiune al unei prese de bună calitate. Este o presă făcută după canoane occidentale, cel mai adesea. În momentul respectiv, presa era principala tribună de vizualizare reciprocă a indivizilor. Era elementul central pentru constituirea identității și constituirea unei imagini despre ceea ce înseamnă societatea și lumea înconjurătoare. Presa a fost elementul central pentru mobilizare, pentru mobilizare atât intelectuală cât și civică, mobilizare politică în ultimă instanță. În general, nu avem o presă rurală, propriu-zisă, în perioada interbelică. Cei care scriau pentru oamenii satelor scriau niște termeni cu greu de înțeles de un om cu educație precară, așa cum era țăranul român interbelic. Presa perioadei îmbină relatarea de la fața locului cu rememorarea evenimentelor, dar face și un lucru foarte interesant pentru noi ca istorici astăzi. Publică fotografii sau documente ale unirii, mai ales din perspectiva interviurilor pe care, sau a notițelor, a memoriilor pe care actorii Unirii le scriu în paginile și sunt publicate în paginile acestor ziare. Ele sunt mărturii de epocă, sunt documente dincolo de interpretările și reinterpretările gazetelor. Avem o presă relativ articulată în Transilvania, da? După 50 de ani de mișcare politică românească, vorbim despre o mișcare universitară românească în Bucovina, în jurul Universității din Cernăuți, unde existau catedre de limbă română, unde existau profesori care se puteau lupta pentru drepturile românilor, pentru interesele lor, chiar dacă nu o făceau în mod decis pentru unirea cu România. Dar în mare măsură vorbim despre o anumită viziune politică, ceea ce nu putea să existe în Basarabia. Gazetele din ultimul secol ne ajută să aducem în prezent crâmpeie din trecut. Titlurile articolelor, așezarea lor în pagină, modul în care era exprimată în cuvinte bucuria eliberării sau a întoarcerii acasă, toate acestea vorbesc despre importanța acordată de-a lungul timpului unirilor. În decembrie 1918, Glasul Bucovinei, tipărit la Cernăuți, publica următoarele cuvinte. De n-ar fi fost regatul României, ar fi fost vai de capul bietului neam românesc. Regatul României ne-a liberat și ne-a mântuit pe toți. Din Transilvania, ziarul Patria, condus de Iona Gârbiceanu, concluziona în 1924. După 1000 de ani de tărăgăneală, istoria își încheie dureroasa pagină a suferinței. Din fosta capitală de război a României, evenimentul scria: Ardealul nu ne-a fost dat, ci a fost cucerit cu sângele nostru și îl vom păstra cât conștiința noastră va fi întreagă. Această celebrare a Unirii trebuie spus că nu s-a făcut în perioada interbelică sau nu s-a făcut la nivelul la care noi avem astăzi o anumită imagine despre ce ar trebui să fie. De multe ori, fastul care a existat cu anumite
discursuri oficiale, la universitate, cu anumite manifestații în piața Palatului Regal la București, cu regele apărând în mijlocul tinerilor și așa mai departe, era evident, era o punere în scenă. Da? Ele încercau să inducă ideea unei unități a neamului, numai că această sărbătorire, în ultima instanță, este o chestiune de, de acord politic. Și fiecare din actorii politici din perioada interbelică a încercat cumva să privatizeze această celebrare. Fiecare a încercat să se poziționeze cât mai favorabil în raport cu momentele de atunci, tocmai pentru a atrage maximul de profit politic. De-a lungul vremii, traseul lui 1918 și al lui 1 decembrie a fost unul sinuos. Și această analiză ar trebui să plece de la evoluția și succesiunea tipurilor de regimuri prin care, pe care l-a parcurs România în această perioadă, plecând de la un regim democratic, asumând faptul că o parte a perioadei interbelice a fost o democrație cât de cât funcțională, apoi este vorba despre regimurile autoritare, totalitare, care și-au impus sau care au impus restricții și la nivel de societate și de percepție și de, să spunem, opinie. Continuând cu perioada comunistă, cu alte tipuri de rigori și ideologice de această dată. Imediat după 1918, nu a existat o zi de sărbătoare care să înglobeze toate cele trei uniri. Țara avea deja o zi națională, pe 10 mai, și apoi își revenea greu după război. În București și Iași s-a celebrat o vreme data de 24 ianuarie. În 1919, pe 24 ianuarie, la Mitropolia din Iași s-a oficiat un tedeum. Apoi a avut loc o procesiune spre Piața Unirii, unde s-au rostit cuvântări și s-a jucat Hora Unirii. Din paginile celei mai vechi reviste românești din Ardeal, Transilvania, Asociația Astra anunța că a decis în 1923 să se îngrijească ea de comemorarea zilei de 1 decembrie, pe care, după 1918, nu o mai sărbătorea nimeni. Aproximativ 10 ani, 1 decembrie a fost o chestiune disputată. Până la urmă, cine a făcut unirea? În timp ce ardelenii considerau rolul lor primordial în realizarea dintre unirii dintre Transilvania și Vechiul Regat, liberalii considerau că ei avuseseră un rol semnificativ și că sacrificiile pe care le făcuseră românii din Vechiul Regat fuseseră decisive în obținerea Transilvaniei. Deci, din punctul acesta de vedere, nu avem o lecturare unitară a evenimentelor. Și plecând de la acest lucru, vorbim despre celebrări diferite. Pentru ardeleni era momentul, era elementul care îi legitima în spațiul public, rolul pe care l-a jucat Sirei la Alba Iulia, rezoluția de la Alba Iulia cu valorile pe care le-au impus în acea rezoluție. Pentru Vechiul Regat, rezoluția de la Alba Iulia nu reprezenta mai nimic, pentru oamenii politici din Vechiul Regat nu reprezenta decât un act, să spunem, emoțional, care a reieșit într-un anumit context de la finalul războiului, dar care nu reprezenta un angajament pentru ei. Deci există raportări diferite la acest moment al unirilor. Ziarul Patria din 3 decembrie 1920 critica tendința unora de a diminua contribuția lui Iuliu Maniu și Alexandru Vaida la înfăptuirea unirii. Politicianismul caută să acrediteze de un an încoace că, din punct de vedere politic, actul făcut de Ardeal nu are nicio valoare, pentru că unirea s-ar fi făcut și fără adunarea de la Alba Iulia, pentru că era o urmare firească a războiului. Ori, fără gestul politic de la Alba Iulia, gestul militar nu s-ar fi îndeplinit așa cum s-a îndeplinit. Conchida urcanul Partidului Național Român. În timp ce pentru cei din regiunile istorice, fie că vorbim despre Basarabia, Bucovina, Ardeal, celebrarea unirilor este un moment decisiv, pentru cei din Vechiul Regat lucrurile sunt total diferite. Da? Pentru ei, unirea din 1859 și celebrarea ei avea o semnificație mai importantă, tocmai pentru că o puteau lega de un trecut al lor. Pe de altă parte, vorbim despre un interes politic manifest.
Da? Ei doreau o unitate națională, dar fără o dezbatere asupra ceea ce înseamnă unitatea națională, care sunt principiile pe care se construiește această unitate, pe când cei din Transilvania mai ales, dar și cei din Basarabia, câțiva oameni politici, încercau să discute mai curând realitățile post-unire și diferențele de dezvoltare între aceste regiuni. Presa interbelică era necruțătoare cu autoritățile, a căror neputință era taxată și în momentele aniversare. Pe tema unificării în școală, au dat averescanii noștri cu oiște în gard. Scria Glasul Bucovinei, 1 decembrie 1920. Cernăuțiul cerea atunci scoaterea urgentă a legilor școlare austriece. Foamea și frigul veștejesc poporul. Mai scria Glasul Bucovinei. Lemnul nostru e gata să plutească pe mare spre alții. Pe 1 decembrie 1922, în Iași, ziarul Evenimentul dedica prima pagină nu aniversării Unirii, de la înfăptuirea căreia trecuseră 4 ani, ci greutăților pe care le întâmpina populația. Carnea devenise un lux, la fel și lemnele, încât în mahalalele Iașului, oamenii puneau pe foc gardurile sau chiar pomii fructiferi. Citind publicațiile de odinioară, aflăm nu doar ce îi una pe români, ci și ce îi despărțea. Ziarul Universul critica din București, în decembrie 1921, propaganda făcută în Ardeal și întreținută de câțiva politicieni în favoarea regionalismului. Pe 1 decembrie 1926, în editorialul Ziua Ardealului publicat de ziarul clujean Patria, autorul se întreba: cu ce a putut păcătui acest popor ca să nu poată prăznui cu destulă inimă praznicul Sfintei Zile de 1 decembrie, când la 1918 Ardealul românesc a deschis ochii și a zărit lumina dreptății după atâtea secole de întuneric? Nu vom avea siguranță existenței noastre dacă țara se va lăsa condusă și de aici înainte de o mână de oameni care privesc puterea ca pe o afacere. Articolul apare la 8 ani după unire, pe fondul conflictelor dintre național-țărăniști și liberali. 1 decembrie s-a impus, mai ales după 1928, în momentul în care național-țărăniștii dobândesc o anumită prioritate, dobândesc o anumită preponderență în afacerile publice. Ei obțin guvernarea în noiembrie 1928 și au transformat momentul acesta într-o revizualizare, dacă putem spune așa, a momentului Alba Iulia 1918. Pe 6 mai 1928 realizase o mare adunare de la Alba Iulia cu scopul de a înlătura guvernul liberal și încercaseră să discute despre celebrarea Unirii în sensul unor valori care ar trebui repetate și perpetuate în societate. Prima serbare publică a Unirii a fost organizată în 1929 la Alba Iulia, când armata a defilat pe platoul din fața Catedralei Încoronării. Guvernul era condus atunci de Iuliu Maniu. Despărțămintele Astrei s-au îngrijit ca împlinirea unui deceniu de la Marea Unire să fie sărbătorită și în satele din Transilvania. 1 decembrie era zi de reculegere și de amintire a eroilor căzuți pentru întregirea patriei. Pentru gazetari venise momentul unui prim bilanț al traiului în România Mare. Glasul Bucovinei, prin condeiul profesorului Ion Nistor, spunea că după 10 ani de rodnică și pașnică stăpânire românească în Bucovina, nu se mai găsește nimeni care să privească nerăbdător peste frontieră sau care să nu recunoască măreața operă de civilizație pe care statul român a desăvârșit-o în așa scurtă vreme în Bucovina. Din București, ziarul Dimineața a publicat pe prima pagină poza regelui Ferdinand, alături de cea lui Mihai Viteazul, iar profesorul universitar Ioan Petrovici, în articolul Jubileul Unirii Ardealului, spunea: pentru România antebelică, Ardealul a fost expresia cea mai autentică a idealului național. O fi fost faptul că era cea mai întinsă dintre provinciile râvnite, ori împrejurarea că acolo pusese leagănul românismului. Ziarul cu cel mai mare tiraj, Universul,
a marcat primii 10 ani de la unirea Bucovinei cu țara, publicând textul manifestului aruncat dintr-un aeroplan românesc deasupra Cernăuțiului în 9 noiembrie 1918. Hotarul pus între noi de o soartă vitregă nu a putut niciodată să ne despartă inimile. Se spunea în mesajul către bucovineni. Iar pe 1 decembrie 1928, în editorialul Suprema Datorie, tot universul atrăgea atenția că folosirea termenului de răgățean în presa politică din Ardal întreține tendința de regionalism. Ce rost are această nesăbuită împărțeală în români și regățeni, când tot românul e regățean? Să evităm tot ce ne poate dezbina și să căutăm tot ce ne poate uni. Și ziarul Central Curentul a dedicat mai multe pagini împlinirii a 10 ani de la unire. La 1 decembrie am trăit miracolul învierii. Strigătele unirii vor fi străbătut văzduhul și purtate de vânturi vor fi ajuns până la mormintele celor care n-au putut să vadă minunea decât cu ochii infinit. Sunt rânduri semnate în decembrie 1928 de Pamfil Șeicaru, directorul ziarului Curentul. Același ziar se întreba cine va încenunchea la mormântul regelui Ferdinand și îndemna pe români să nu-i uite pe cei cu al căror sânge s-au însemnat noile hotare. Pe 1 decembrie 1929, ziarul Națiunea din Cluj, în articolul Românizarea Românilor, amintea că pe granița de vest a Ardealului avem zeci de mii de români care își spun cu mândrie Olah, dar care și-au uitat limba sub influența străină. Poporul român din Ardeal nu are o sărbătoare mai măreață decât 1 decembrie. În ziua aceasta am spălat de pe noi ocara și batjocura străinului. Sunt cuvinte apărute pe 1 decembrie 1932 în publicația Alba Iulia, organ al Partidului Național Țărănesc. Pe de o parte, ziarele de la 1 decembrie reîmprospătează memoria, adică refac firul istoric. Pe de altă parte, au corespondențe din țară și sunt prezente, aduc ultimele știri cu privire la manifestații, la festivități, care nu se petreceau doar în București. Au fost manifestații foarte mari și în Ardeal, la Cluj-Napoca, la Arad, la Oradea, mai ales dacă pomenim din nou despre activitatea antirevizionistă pe care, iată, Liga Antirevizionistă Română, care a militat împotriva tendinței statelor revizioniste, în primul rând a Ungariei, de retrasarea frontierelor. Nu? Liga Antirevizionistă a fost înființată în decembrie 1933 la inițiativa lui Stelian Popescu, care era și directorul ziarului Universul. Despre cele trei uniri din 1918 s-a scris an de an în presa interbelică, și în Iași, București, Chișinău, Cluj și Cernăuți. Dar actului de la Alba Iulia i-au fost alocate spații mai generoase, nu doar în Ardeal, ci în toată țara. Despre 1 decembrie se scria și înainte și după această dată, cu detașare sau dimpotrivă, cu emoția celor care nu uitaseră cum s-a trăit sub stăpânire străină. Rândurile de atunci emoționează și astăzi, la un secol distanță. Vulturul priporit în lanț până acum își poate lua zborul în înalt cerul spre lumina de care era atât de dor. Astfel rezumă bucuria eliberării revista Transilvania în decembrie 1918. Un an mai târziu, tot din Cluj, Patria scria așa. Lacrimile înstrugurate de obrazul Ardealului au fost șterse cu mâneca tânicii soldățești a vechiului regat. Pentru a înțelege această raportare diversă a provinciilor istorice unite față în față cu presa din vechiul regat, cred că ar trebui să plecăm de la o analiză asupra specificului fiecarei zone, a tipului de presă din fiecare provincie istorică. Spre finalul anilor 30, în Transilvania apăreau circa 40 de gazete, publicații periodice ale minoritarilor și doar 9 de limbă română ale românilor.
Asta, deci chiar spre finalul perioadei interbelice, ceea ce spune foarte mult despre accesul românilor la presă, despre știința de carte, despre publicul căruia se adresează o astfel de gazetă, dar și despre nevoia gazetelor de limbă română, aflate, iată, în minoritate, față de cele minoritare, de a plusa aceste evenimente, tocmai pentru a le scoate în față. Și atunci, evident că există diferențe, măcar din acest punct de vedere, față de vechiul legat. În glasul Bucovinei din 11 decembrie 1918, se amintea cât de dureroasă a fost deznaționalizarea. Românii trebuiau să-și abandoneze limba, să uite datinile și obiceiurile strămoșești, pentru a se contopi cu celelalte neamuri într-o specie exotică, bucovineană, cu limba de conversație germană. Un an mai târziu, același ziar. Dorobanțul român a consfințit prin intrarea lui în Bucovina dezrobirea noastră. Dacă noi avem meritul de a fi ținut aprinsă lumina conștiinței naționale, armata română, prin sabie, ne-a făcut dreptate, liberându-ne. Nenumărate noroade au trecut vijelioase peste capul nostru. Neamul nostru, răbdător și vânjos, a trecut biruitor peste toate pentru ca, în 1918, să se strângă într-un mănunchi, într-o singură țară, România Mare. Așa scria în 1929 Cuvânt Moldovenesc, apărut la Chișinău. Trei ani mai târziu, aceeași gazetă publica pe 1 decembrie următorul apel. Moldovene, ține minte că steagul neamului tău trebuie strâns și păzit cu puteri în mine. Nu trebuie lăsat ca pe prăjina lui să pună mâna cei care nu te au la inimă. Spre deosebire de celebrarea lui 1 decembrie, asumat strict ca sărbătoare a Unirii Transilvaniei, Uniunea Bucovinei, de exemplu, nu a avut aceeași expunere în presa centrală. Evenimentele legate de Uniunea Bucovinei nu apăreau pe prima pagină, în ziarele centrale de mare tiraj. Le-am găsit mai cu seamă pe paginile 2, 3, poate chiar 5. Cred că pot fi găsite două explicații. Una ar veni în orizontul contextului internațional, cel puțin mult mai vizibil în anii 30, contextul internațional care înseamnă o activare a revizionismului la nivel european, la nivelul Europei Centrale, și aici unul dintre statele revizioniste foarte vocale a fost Ungaria, care formula pe căi oficiale și neoficiale revendicări cu privire la Transilvania, și atunci tema Transilvaniei era mult mai prezentă, dar și pentru faptul că, chiar în epocă, Uniunea Transilvaniei a fost privită ca o încununare a efortului de unitate națională și atunci a căpătat și alte semnificații. Asta nu însemna că Bucovina avea un rol secundar, ci pur și simplu cred că era pusă într-o antiteză cu Transilvania, cu pericolul extern, și în acest motiv Transilvania și 1 decembrie căpătau alte dimensiuni în presă. Frământările din societate erau reflectate inclusiv în articolele dedicate celebrării unirilor. De la condițiile grele de trai, la dezamăgiri post-unire, reproșuri către cei din interior și avertismente pentru cei din afara țării. Noțiunea de regățean, folosită și în anii 30, era percepută în București ca o insultă. Pe 2 decembrie 1932, Cezar Petrescu scria în Curentul că aniversările sunt și prilej de examene de conștiință. Din an în an, sărbătoarea ne-a găsit pe cei de dincoace și de dincolo de Carpați cu figurile tot mai înăsprite. Ne iubim mai puțin decât acum 16 ani. Îndreptați ochii la Pesta, la Berlin. Semnele de acolo nu vă spun nimic. O, frați într-o România mare care vă scoateți atât de adânc ochii, tocmai pentru că sunteți frați și știți ce doare mai rău. În editorialul Aniversarea Unirii, ziarul Dimineața spune așa: după 19 ani de trai la oaltă,
N-am izbutit să înlăturăm toate nepotrivirile supărătoare între populația de dincoace și de dincolo de mult. Erau prea adânci urmele trecute. Dar nici noi n-am făcut prea mult ca să le nivelăm. Din Cluj, cotidianul Patria atenționa că din Ungaria vin săgeți otrăvitoare. Le vom spune revizioniștilor că poporul român, care a gustat 14 ani mierea libertăților politice, e hotărât să apere aceste libertăți. Să nu se uite că sămânța iubirii de neam nu s-a stins în piepturile românești. Dacă datei de 1 decembrie i s-a spus mult timp ziua Sfintei Împliniri Românești, 27 martie și 28 noiembrie au avut alt destin. Din 1932, dacă nu mă înșel, prin decizie guvernamentală, sărbătorirea Unirii Bucovinei a fost contopită cu cea de 10 mai. Evident că 10 mai avea încărcătură, era ziua națională, era momentul cu multiple semnificații, dar în primul rând venirea la tron al regelui Carol I, care în momentul în care devenise sărbătoare națională. Și iată, Unirea Bucovinei a fost subsumată acestui moment tocmai pentru a include momentul, evenimentul într-o sărbătoare mai amplă, rotundă, care coagula românii mult mai bine și era o sărbătoare mai de tradiție. Unirea Basarabiei a avut un traseu interesant pentru că a ținut iarăși de condiționalități ale istoriei și de context. În perioada interbelică a fost o sărbătoare autonomă, mai ales că basarabenii au avut un glas destul de puternic și distinct la nivelul mediului politic românesc. Erau foarte mulți intelectuali veniți din Basarabia care au particularizat această sărbătoare și chestiunea Basarabiei la nivelul României întregite. Odată cu instalarea regimului comunist, era foarte complicat să se pună problema aceasta a Unirii Basarabiei, pentru că inevitabil supăram vecinul și mai marele de la răsărit, dar a fost revalorizată pe măsură iarăși ce regimul a încercat să se autonomizeze față de Moscova, dar nu în aceiași parametri cum s-a întâmplat în perioada interbelică. La început mai timid, însă evident problema Basarabiei a reapărut pe agendă și ca, să spunem, problemă distinctă în presa și ca temă pentru opinia publică românească. Abia la sfârșitul anului 1937, ziua de 1 decembrie a fost aleasă pentru marea sărbătoare a unirii tuturor românilor. Provinciile pierdute s-au realipit la date diferite, dar contopirea sărbătorii era impusă. Data aleasă e cea mai nimerită și mai evocatoare. La zilele noastre mari, naționale, se mai adaugă astăzi încă una, cea mai măreață care le cuprinde și le luminează, ca un soare pe toate. În 1938, prin decizia guvernului, de 1 decembrie au fost arborate drapele naționale și au fost organizate servicii religioase în toată țara. Carol al II-lea, devenit rege în vara anului 1930, instaurase în 38 dictatura regală. Defilări și parade militare se organizau de mai multe ori pe an, trei dintre ocazii fiind zilele de 24 ianuarie, 10 mai și 1 decembrie. În momentul în care Carol al II-lea încearcă să constituie un regim propriu după 1938, este o privatizare, da? O privatizare a acestor celebrări, pentru că imaginea regelui se suprapune peste cea a unirii. Regele este factorul unității naționale, este garantul unității naționale și atunci celebrarea unirilor, de fapt, înseamnă celebrarea regelui, regele Carol al II-lea. Lucru care se va perpetua mai ales după 1945, de fapt după 1960, mai bine spus, pentru că între 45-60, cel mai adesea unirile acestea dintre Basarabia, Bucovina și Transilvania cu Vechiul Regat au fost văzute ca acte imperialiste.
1 decembrie 1918, ca eveniment care marchează anul 1918 sau care reprezintă apogeul 1918, a fost filtrat politic și în jurul lui s-au construit un gen de identitate care, să spunem, a pornit de la evenimentul în sine, de la faptul istoric, dar a căpătat valențe în funcție de tipul de regim pe care l-a exersat România de-a lungul acestor ani. Săptămânalul Albina, editat de Fundația Culturală Regală Principele Carol și gândit ca o foaie pentru popor, deci și pentru lumea satelor, era de fapt un instrument de propagandă. Revista era bogată în fotografii. În cele mai multe dintre ele apăra Carol al II-lea. Încă din 1935, cultul personalității era tot mai evident. Gazetele de casă îl numeau pe rege voievod al culturii sau mare străjer. Carol al II-lea, bazându-se mai ales pe anchetele sociologice realizate de către echipa, da, lui Dimitrie Gusti, înțelege faptul că mesajul rural trebuie adaptat, trebuie adecvat pentru realitățile lumii satelor și, de altfel, a fost unul din marile lui proiecte. Să reconstruiască această comunitate națională, incluzându-i în mare măsură pe țărani. El încerca să unifice societatea prin intermediul presei, prin intermediul campaniilor monografice și așa mai departe. Discursul național era unul la tot prezent, în afară de forțe politice marginale. Și aici îi numesc pe comuniști, în principal, erau și foarte reduși numeric, sau socialiști. Majoritatea actorilor publici foloseau un discurs pe care noi astăzi l-am numit național sau chiar naționalist, pentru că această imagine a națiunii organice era una extrem de prezentă în spațiul public. Finalmente, prin presa din perioadă, țăranul român începe să devină partea națiunii. Da? Asta este un aspect foarte important, prin presă și prin radio, ca să fiu mai explicit. Aniversarea celui de-al doilea deceniu de la întregire găsea țara și fără Regina Maria. Regele Ferdinand se stinsese în iulie 1927. Fotografia întoarcerii suveranilor acasă, în Bucureștiul eliberat, apărea în decembrie 1938 pe prima pagină în Albina. Dedesubt, într-un text asumat de redacție, scria așa: după 20 de ani de împlinire românească, încă se mai găsesc suflete care se pun de-a curmezișul și încearcă să întârzie zidirea marii cetăți de simțire și crez românesc. Mai devreme sau mai târziu, unirea noastră va însemna pieirea lor. Publicațiile interbelice erau pline de îndemnuri pentru cei de atunci și cei viitori. Indiferent de orientarea politică, dorința era aceeași: să prețuim actele istorice de la 1918, să ne amintim mereu de ce au vrut românii întregirea țării și ce preț au plătit pentru asta. Uităm prea repede, atrăgea atenția foaia bisericească Unirea, apărută la Blaj. Abia ne mai aducem aminte că până acum 20 de ani am fost robi altora. Nu-i de iertat că trecem atât de ușor peste lungul convoi al veacurilor negre care ne-au ținut în lan. În 1 decembrie 1918 e ziua în care s-au răzbunat toate umilirile, toate nedreptățile. E ziua în care s-au răzbunat toți rupții cu roata, toți cei puși în jug dinaintea plugului. E ziua în care ni s-a răzbunat uciderea mișelească a lui Mihai Viteazu, martirizarea infernală a lui Horea, scoaterea din minți a lui Avram Iancu. Însă, e și o zi de rămușcare. Nu poate niciun român să nu se întrebe cum a contribuit în acești ani ca țara întregită să devină ceea ce are dreptul și obligația să fie. Este un fragment dintr-un articol publicat în Curentul, unde se mai scria că românii vor și independență economică după obținerea celei naționale. Pe 2 decembrie 1939, Glasul Bucovinei
publica editorialul Unirea, simbolul dreptății, semnat de Liviu Răbranu. Nu am cotropit pe alții, ci pământul acesta ne-a zămislit pe noi, după chipul și asemănarea lui. Unirea noastră s-a făcut și cu consimțământul minorităților. Amintirea unirii trebuie să fie un izvor viu de încredere în viitorul tot mai strălucit al neamului românesc. În ultimii doi ani ai domniei lui Carol al II-lea au crescut presiunile statelor revizioniste vecine. În iunie 1940, România a pierdut Basarabia, Bucovina Nordică și Ținutul Herța, Cadrilaterul și Transilvania de Nord, singura pe care a recăpătat-o în 1944. În septembrie 1940, Carol al II-lea a fost silit să abdice, iar Mihai I a devenit rege. În 1945, din ordinul semnat de ministrul afacerilor interne, Teohare Georgescu, nu s-au oficiat servicii religioase de 1 decembrie, nu au fost permise nici demonstrații de stradă, ci doar arborarea drapelelor naționale alături de cele ale statelor aliate. Din 1946 se acceptă tedeumul la toate bisericile. Pe 30 decembrie 1947, regele Mihai, aflat în grevă regală din august 1945, a fost forțat să renunțe la tron și să plece în exil. O zi mai târziu, România devenea Republică Populară. 23 august a fost decretată Zi Națională și s-a sărbătorit din 1948 până în 1989. În aceste decenii, adevărul istoric a fost rescris, iar și iar, în funcție de doctrina PCR, partid ajuns la guvernare cu sprijinul trupelor sovietice staționate la noi. În 1948, când regimul comunist era deja instalat și erau 30 de ani de la Marea Unire, practic în ziarele din epocă, timp de câteva zile se introduc niște articole intitulate Prizonieri români se întorc din URSS și evident că aceștia dau declarații, spun că au venit cu haine noi, că au mâncat foarte bine în acele lagăre unde cunoaștem foametea era organizată, era la proporții colosale, că au venit, au învățat o meserie în Uniunea Sovietică, erau regizate niște dialoguri acolo, o bătrână spunea ce haine noi aveți și ei spuneau nu doar hainele ne sunt noi, măicuțe și inimile și sufletele ne sunt noi. În Uniunea Sovietică, oamenii cărora noi le-am distrus casele ne-au învățat să construim case. Noi venim aici și construim case. Spectacolul este destul de hilar, pentru că deci, acest tren cu 24 de vagoane de deportați care se întorcea în țară purta pe el panouri uriașe ale conducătorilor sovietici, lozinci, nu știu ce, și când au ajuns, au fost întâmpinați la Focșani de membrii AECC al PCR. Acolo au dat telegrame de mulțumire conducătorilor sovietici și chiar comandantului lagărului sovietic pentru condițiile bune în care au fost ținuți acolo timp de câțiva ani. Deci cam așa era celebrată Unirea Basarabiei în 1948. Mai târziu nu se mai amintește de aceasta decât în manuale, în manualul lui Roller din 48-49, care de fapt este preluat apoi în toți ceilalți ani. Se spune doar atât, că România a profitat de situația precară a sovietelor în primii ani și România a înăbușit rezistența sovietilor revoluționare în Basarabia și a anexat Basarabia. În manualul de istorie din 1948, Mihail Roller prezenta România drept stat imperialist și spunea că unirile din 1918 s-au făcut pe baza cuceririi unor provincii. La tezele lui Roller s-a renunțat după aproape un deceniu. În dictatura proletariatului, partidul unic a controlat societatea în totalitate. Presa cunoscuse cenzura încă din vremea lui Carol al II-lea. După 1940, libertatea presei a fost pentru câteva decenii cu totul înlăturată ca urmare a instalării regimurilor de tip dictatorial. A fost mult mai greu ca 1 decembrie, ca simbol, în presă, să revină în conștiința publică și
mai ales în paginile ziarelor. În 1948, este interesant, m-am uitat la 1 decembrie, sau în preajma zilei de 1 decembrie, prin Scânteia. Și am găsit, într-adevăr, pe 1 decembrie, un articol pe primă pagină, dar undeva într-o casetă periferică, undeva în josul paginii, cu un titlu neutru, care spune așa, după 30 de ani. Pentru un cititor de ziar, obișnuit, după 30 de ani nu însemna absolut nimic, pentru că nu știa la ce se referă. După 30 de ani însemna, de fapt, marcarea celor 30 de ani, nu de la Unirea Transilvaniei cu România, un articol redus ca întindere, aproape fără importanță, pierdut într-o mare de informații de natură socială și economică. Atitudinea regimului comunist față de evenimentul Unirii a oscilat de-a lungul a 4 decenii de comunism și a oscilat în funcție de raportarea partidului la doctrina după care se ghida. Avem de-a face, în primul rând, cu internaționalismul proletar, avem de-a face, spre finalul anilor 50, cu patriotismul socialist, care nu excludea internaționalismul proletar, dar permitea românilor să aducă puțin în scenă și rolul lor și ideea de patrie și ideea de fidelitate a cetățenilor față de patria socialistă, ajungându-se în timpul Nicolae Ceaușescu la ideea generoasă și mare, așa cum o considerau ei, a național-comunismului. În funcție de aceste lucruri, s-a schimbat puțin și cheia de interpretare a evenimentului din 1918, astfel încât se pleacă de la un determinism social și se ajunge la un determinism național. La început, lupta de clasă era cheia tuturor evenimentelor respective. În 1948, 47, 48, de pildă, cel de-al doilea război mondial era factorul cheie. Transilvania fusese eliberată cu ajutorul sovieticilor și, practic, acest lucru se spunea în ziare, în articolele dedicate Unirii. Moldova liberă pe 1 decembrie 1946 scria la Iași astfel. Prin jertfa vecinilor noștri de la Răsărit și politica justă a guvernului Groza, Ardealul a redevenit pentru totdeauna românesc. La 19 noiembrie, ardelenii s-au arătat împotriva politicii domnului Iuliu Maniu. Articolul a apărut la puțin timp după falsificarea alegerilor de către comuniști. Ce a urmat, se știe. Au fost dizolvate partidele istorice, iar liderii lor au ajuns în închisori. Lupta Ardealului, ziar comunist, scria tot în 1946 astfel. Conducătorii partidelor noastre istorice, pe mâinile cărora am încăput 10 de ani, au acceptat să se pună în slujba curentelor antisovietice și să suprime drepturile și libertățile naționalităților conlocuitoare. Gazetele de atunci erau preocupate de planul cincinal și de întrecerile muncitorești. Despre uniri se vorbea extrem de rar și destul de departe de adevăr. În afară de situația internațională care vedem influența interpretarea Unirii, avem această idee a luptei de clasă. La început, în articolele despre Unire, destul de rare în timpul lui Gheorghe Udej și în manualele care existau atunci, Unirea era prezentată ca o consecință a Revoluției Bolșevice. Marea Revoluție Socialistă, în viziunea lor, trimisese o undă în toată Europa. Această undă trezise popoarele Europei, căzuseră temnițele, cum spuneau ei, Austro-Ungaria și alte state, temnițele popoarelor, astfel încât muncitorimea și țărănimea română și maghiară din Ardeal au dorit unirea Ardealului cu România. Burghezia este cea care se opune în viziunea lui Roller, alților istorici de atunci și a jurnaliștilor de atunci. Burghezia română și burghezia maghiară doreau o Transilvanie autonomă doar, spuneau ei, pe care să o jefuiască. Astfel încât, de fapt, muncitorimea și cu țărănimea maghiară și română sunt forțele care presează asupra burgheziei și care construiesc această unire. Evident, este vorba de o mistificare a istoriei. Despre Iuliu Maniu, unul dintre artizanii Unirii de la Alba Iulia, comuniștii au spus că a adus o politică împotriva intereselor românești. Pe 1 decembrie 1945, ziarul Moldova Liberă, editat la Iași, publica pe prima pagină articolul Iuliu Maniu, trădătorul Ardealului.
prezentându-l drept agent al imperialismului german. Toate miturile au fost pulberate, chiar și acea prejudecată, că Iuliu Maniu e părintele ardealului neclintitul apărător al drepturilor lui. Lângă acest articol, o casetă cu mesajul: Trăiască Uniunea Sovietică, cea care ne-a ajutat să unim Ardealul la patria mea. Din 1948 și până la jumătatea anilor 60, în România a fost implementat modelul stalinist. Lumina venea de la Est, iar trecutul nostru fusese dat uitării. Către finalul epocii Dej și începutul epocii Ceaușescu, burghezia nu mai este prezentată în culori atât de sumbre. Burghezia pare să accepte, fie că este silită de muncitorime și sărănime, fie că are proprii interese, pare să accepte ideea de unire, ajungându-se în anii 70 ca unirea să fie declarată opera întregului popor și burghezia, practic, să fie acceptată ca participantă la evenimentele unirii. În 1965, după moartea lui Gheorghe Gheorghiu Dej, Nicolae Ceaușescu a devenit secretarul general al PCR. A urmat despărțirea de modelul stalinist, orientarea spre Occident și recuperarea unor valori naționale. Presa comunistă începe să acorde atenție zilei de 1 decembrie, în preajma semicentenarului Marii Uniri. După 1960, există o legitimare a Partidului Comunist prin recursul la memoria Unirii din 1918. Unirea Transilvaniei, singura care mai rămăsese în granițele României după 1945. 1 decembrie 1968 a venit după declarația lui Nicolae Ceaușescu față de invazia din Cehoslovacia. Și momentul 1 decembrie 68 a venit foarte bine în acest context, pentru că a fost un moment în care regimul politic a putut să reafirme autonomia, a putut să creeze un arc peste timp. Au fost festivități la nivel național, au fost festivități la Academia Română, au fost festivități publice în marile orașe. Aniversarea semicentenarului se mai remarcă și printr-o interesantă dimensiune internațională pe care regimul încearcă să o dea. Și tot din paginile de presă aflăm de conferințele, simpozioanele care au avut loc sau seriile de film românesc care au fost organizate de ambasada României de la Moscova, la Teheran, la Havana, Varșovia, la Bruxelles, chiar și în statele occidentale. Este menționată chiar și prelegerea pe care ambasadorul român de la Budapesta a ținut-o în capitala ungară despre unirea Transilvaniei cu România. Detașarea de URSS, mai ales în contextul lui 68, era și o cifră rotundă, s-a produs exploatând și acest moment al 1 decembrie, valorizat acum, iată, și prin lupta poporului român pentru unitate. Sunt mutații interesante, acestea din presă, și ele reflectă tipul de regim prin care a trecut România de-a lungul timpului. Turneul lui Ceaușescu în China și Coreea de Nord, în 1971, a avut ca efect reîntoarcerea la autoritarismul politic. De la jumătatea anilor 70, este aplicat modelul naționalist-comunist. Cultul personalității s-a amplificat continuu. Din 1974, de exemplu, primele pagini ale ziarului Scânteia, regăsim discursul lui Nicolae Ceaușescu la cel de-al 11-lea congres și abia în pagina 5 a ziarului găsim un articol foarte scurt semnat de Dumitru Almaș despre semnificația zilei de 1 decembrie. Deci cumva se simte o schimbare de paradigmă și discursul propriu-zis este pus într-o cheie a luptei de clasă. Evenimentul de 1 decembrie este pus într-o continuitate de alte evenimente istorice care au avut o semnificație aparte pentru realizarea și dezvoltarea României, cum ar fi celelalte momente ale Unirii și era adesea menționată unirea lui Mihai Viteazu și unirea lui Alexandru Ioan Cuza. În
laboratoarele PCR se lucra de zor la șlefuirea imaginii tovarășului. Nicolae Ceaușescu era prezentat drept continuator al marilor figuri istorice din trecut. Fotografia lui era așezată lângă cea lui Alexandru Ioan Cuza, ca și cum, vreme de un secol, n-ar mai fi existat conducători. Monarhia care venea cu un întreg mit pozitiv în spatele ei, cu o anumită aură, practic trebuia anulată, trebuia practic trecută în uitare, astfel încât rolul monarhiei este minimalizat foarte mult în timpul regimului comunist. Poate pe aici, pe acolo, în anumite lucrări de istorie, articole de istorie, de istorie între specialiști, mai era recunoscut acest rol al lui Ferdinand Maria, în fine. Dar în niciun caz în mod public. În anii 80 simțim o schimbare mai accentuată a discursului de presă. Accentul cade de la semnificația zilei de 1 decembrie la semnificația pe care avea Partidul Comunist și implicit liderul Nicolae Ceaușescu. În 1983, de exemplu, atunci când se aniversează 65 de ani de la Unire, primele pagini iarăși sunt ocupate de discursul pe care Nicolae Ceaușescu l-a susținut. Un an mai târziu, în 1984, apare acea celebră fotografie sau portret al lui Nicolae Ceaușescu, înconjurat de alte patru portrete de conducători importanți, Decebal, Mihai Viteazu, Ștefan cel Mare și Alexandru Ioan Cuza. Și va fi o reprezentare și un tip de reprezentare care va apărea frecvent începând din acel an. Publicul avea acces la o informație filtrată în laboratoarele ideologice. Iar 1 decembrie nu mai era 1 decembrie, ci era o proiecție a regimului comunist, Mihai Viteazu sau Ștefan Ciobanu fiind proiectat în Nicolae Ceaușescu, sau Nicolae Ceaușescu fiind proiecție a acestor mari voievozi. Ține de falsul în istorie, care derivă din necesitatea ideologică de a legitima regimul, de a-l construi nu pe realitatea istorică, ci pe ficțiune istorică. În decembrie 1982, revista Albina, editată de Consiliul Culturii și Educației Socialiste, publica articolul Republică Mărață Vatră, în care exagerările sunt a dreptul ridicole. Istoria Republicii e scurtă, dar ideea vine din veac. Bălcescu și Avram Iancu visau în 1848 o republică democratică. Și Cuza Vodă, deși se numea domn, a condus ca un președinte de republică. Apoi, chiar lupta antimonarhică din timpul regilor din dinastia de Hohenzollern a fost tot o cale prin care burghezia progresistă pregătea republica. Textul era semnat de Dumitru Almaș. Tot el publica în Contemporanul, în noiembrie 1985, articolul Permanența idealului Unirii, unde se vorbea de unitatea de limbă și de neam și de originea comună daco-română. O schimbare de macaz dacă ne gândim că în anii 50 s-a insistat excesiv pe contribuția slavilor la crearea poporului român. Însă orice adevăr ajuns în ziare avea un preț de plătit. Fragmentele din discursurile lui Ceaușescu erau obligatorii. În 1986, articolul dedicat Marii Uniri începe prin a rememora semnificația zilei de 1 decembrie și se termină cu importanța pe care o are liderul Nicolae Ceaușescu și realegerea sa ca și conducător al partidului. Ceaușescu a zis prizonierul, cred că, unui tip de discurs, nu? A rămas în prizonierul discursului din 68, din august 68, și vedem că teme precum independența, suveranitatea României, respectarea acestor principii, precum, eu știu, neatârnarea, precum lupta pentru pace, care erau valabile în 68, nu prea mai erau valabile în anii 80, dar Ceaușescu a rămas prizonierul lor pentru că el atunci, în 68, a câștigat popularitate cu ele. Cele trei uniri din 1918, cinstite în perioada interbelică,
E drept, mai mult prin articole de presă și mai puțin prin acțiuni publice, au fost trecute sub uitare după venirea comuniștilor la putere. Pentru ca mai târziu, doar zile de 1 decembrie să îi se acorde atenție, când și cum era convenabil pentru Partidul Unic. La începutul regimului Ceaușescu, în manuale, se amintește că România a anexat Basarabia și în anii 70, după această primăvară de la Praga, care l-a amenințat puțin pe Ceaușescu, se introduce fraza România a preluat Basarabia, vechi teritoriu care fusese anexat de Rusia în 1812. Avem de-a face doar cu o frază sau cu două fraze, dar schimbările sunt decisive și trimiterile sunt decisive. Unirea Bucovinei este un subiect mărunt pentru regimul comunist și practic nu se vorbește despre asta. Discursul istoric pe care îl găsim în manualele de istorie sau în lucrările științifice este ușor diferit față de ceea ce regăsim în presă. Chiar dacă se precizau anumite personalități ale Marii Uniri și semnificația națională pe care o avea acest eveniment, în mod normal că erau eludate, să spunem, anumite aspecte. Cu un an înainte de căderea comunismului, în decembrie 1988, revista România Pitorească menționa în contexte favorabile numele regelui Ferdinand și pe cel al lui Iuliu Maniu, cu tot cu răspunsul acestuia așa. Românii vor separarea totală de Ungaria. Încet, încet, de 1 decembrie, își făcea loc în presă, după multe distorsionări și puțin adevăr. Ar fi interesant de văzut în ce măsură sau care este relația dintre istorie, istorici, propagandă și cenzură în această perioadă. Cine pe cine determină? Pentru că e clar că laboratoarele regimului trebuiau să se bazeze pe scrieri istorice. Cine furniza canonul? Laboratorul de propagandă al partidului sau, de fapt, tot istoricii care interpretau și reinterpretau? Sunt, poate, provocări pentru tinerii care vin din urmă și sunt mult mai decajați, n-au trăit epoca, sunt mai puțin angrenați sau da, nu au trăiri personale, nu au amintiri personale din acea perioadă și pot să judece mai la rece, mai obiectiv decât o putem face noi sau generații dinaintea noastră. Nicolae Iorga spunea în 1937 la Oradea, cu prilejul aniversării Unirii, că nicio clipă nu s-a stins în sufletul românesc sfânta candela nădejdii unității. Noi, cei de astăzi, avem datoria să menținem aprinsă candela recunoștinței. 1918 a avut deznodământul pe care îl știm și pentru că s-au găsit cei 800 de mii de nebuni ai eroismului care se șlepe de trupurile pe câmpiile Carnarvon. Așa cum scria presa interbelică despre eroii știuți și neștiuți căzuți pe front. Ar trebui să ne amintim acest lucru măcar o dată pe an, de ziua celor trei uniri.